tratamente antifotoîmbătrânire, siguranța în utilizarea produselor cosmetice sau aspecte legate de legislație au fost doar câteva dintre temele dezbătute la Iași de specialiștii din țară și străinătate, invitați ai simpozionului Natură, Sănătate, Frumusețe. Organizatorii și-au propus să încheie parteneriate între mediul universitar și oamenii de afaceri. Medicina estetică a fost reprezentată de profesorii de la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. O să nu ne mai limităm la partea de strict produse cosmetice și mecanismul de acțiune al produsului cosmetic și farmaceutic, ci să începem să-l privim în oglindă cu concurența sa, adică cu medicina estetică, în oglindă și la propriu și la figurat. Participanții au putut afla cum se testează un produs cosmetic înainte de a intra pe piață. Noi răspundem în fața consumatorului de siguranța produsului cosmetic, de eficacitatea lui. Lucrarea încearcă să expună ceva aspecte noi, lucruri cu care România s-a întâlnit mai rar. Avem mai multe categorii de lucrări, cei care fac sinteză de ingrediente, cei care extrag din produsele naturale elementele active, iată de aceea simpozionul nostru se numește Natură, Sănătate, Frumusețe. Simpozionul internațional de produse cosmetice Natură, Sănătate, Frumusețe se află la cea de-a 12-a ediție și face parte din calendarul Festivalului Internațional al Educației.